Bun găsit, dragi prieteni! Seriile filmului românesc, un festival regal pe care Iașul îl primește în fiecare vară, a adus și anul acesta în capitala Moldovei o pleiadă de artiști. Și din spațiul românesc, de aici, de dincoace de Prut, dar și din spațiul românesc, de dincolo de Prut, așa cum îl cunoaștem. Astăzi, alături de noi, vă invit să fiți în prezența Radmilei Popovici, o prietenă dragă a festivalului și a Iașului, dar și a noastră, pentru că e o prietenă a literaturii, a poeziei, un artist complet, actriță, scriitoare, jurnalist, nu în ultimul rând, și un om extrem de pasionat de tot ce înseamnă teatru și film. Bun venit! Bine v-am găsit, bine te-am găsit, dragă Livia, și prezentarea aceasta generoasă mă responsabilizează pentru că actriță nu sunt. Am jucat sau am cochetat cu acest titlu, care tot mai des mi se pune pe umeri, pentru că eu zic că e o mare povară, actoria, și cu atât mai mult este de admirat dăruirea celor care fac filme, care fac teatru, și să-i aplaudăm în contextul serilor filmului românesc cu toată inima și cu toată dragostea. Să-i aplaudăm cu atât mai mult cu cât a fost o ediție de colecție, ediția cu numărul 15, dedicată patrimoniului. Un patrimoniu, iată, în care ne atragi atenția că arta actoriei este și o formă de expunere publică. Categoric. Și nu întotdeauna dintre cele mai plăcute. Da? Precum este și poezia, numai că poezia parcă are și conul de umbră în care poți să te ascunzi din când în când, acest con care sunt filele ascunse între coperți, pe când actoria este ceva pus pe tavă și oricine poate să se atingă, inclusiv de cel din spatele personajului. Feliile din tine care se așează pe scenă sunt oferite atunci, practic, tuturor, lumii întregi, și individualitatea ta trece într-un cont de umbră. Da? Da. E o relație ușor tensionată, cea a actorului cu el însuși, față de scriitor. Te invit astăzi să discutăm și despre O mie și una de eu, pentru că, iată, avem aici în fața noastră, dragi telespectatori, cea mai recentă carte care poartă semnătura Radmilei Popovici, o antologie de autor, o antologie splendidă care a apărut la o editură din Republica Moldova și care, în egală măsură, este o operă de artă în sine. Da? Pentru că este ilustrată și văd pe ecran chipul artistei Florina Breazu, de o altă femeie. Este o carte, dacă puteți deșifra chiar din titlu, O mie și una de eu. Da. O carte la puterea feminității. Fără umbre. Despre, da, fără și, umbre. Fără și umbre. Una de eu, fără, da, umbre. Da, și chiar în dedicație, este o dedicație pentru femeile de la care învăț să dăruiesc viață luminii. Este acea lumină pe care o simte oricine, aduce la lumină un suflet, aduce viață femeia. Femeia este cea care întregește viața pe pământ, și acum, de când ne pasc ororile războiului, cu atât mai mult îmi dau seama cât de mult doare această teamă de moarte care vine dinspre cei care nu știu ce înseamnă să dai viață. Probabil că dacă la butoanele puterii s-ar afla mai multe femei, ar fi mai puține războaie. Așa cred. Credem, pentru că femeia, într-adevăr, valorizează viața altfel decât o face un bărbat, da, să spunem. Sigur, nu vreau să generalizez, da? Sunt cazuri și cazuri. Însă, venind din Basarabia, ești mult mai aproape de acest conflict pe care noi îl vedem ultramediatizat, de care uneori în zgomotul lumii uităm,
dar care este acolo, este foarte prezent și cred că pentru toți cei care locuiesc în Basarabia se resimte ca o amenințare. Din păcate nu pentru toți, pentru că vedem foarte bine ce forță are propaganda și propaganda cea nocivă, cea distrugătoare de minți. Și sunt foarte supuși cei care nu cunosc prea bine lucrurile și nu cunosc istoria acestei arme atât de nocive, pentru că foarte multă lume încă mai crede că acest rău nu ne privește, nu ne vizează, el este al rușilor și al ucrainenilor și noi putem să ne vedem de treabă, pe când totul se extinde cu forță nebănuită și vedeți că s-a tulburat toată lumea și peste tot pe acest mic glob, după ce monstru a ridicat capul, începe parcă să se contamineze de înarmare. Eu cumva zic că noi trăim într-un secol în care trebuie să scăpăm de arme pentru totdeauna și să valorificăm tot ce au reușit să izbutească timp de milenii cei care au muncit ca noi să fim astăzi, să respirăm acest aer. Cumva, într-adevăr, s-au contaminat, iată, națiunile, da, puterile mari ale globului, de această apetență pentru rău, de fapt, da? Indiferent cum am numit-o. Dacă ne uităm în ciclicitatea istoriei, veștile care vin către noi nu sunt extrem de încurajatoare, nu-i așa? După orice pandemie, de fapt, lucrurile s-au reechilibrat prin forța armelor și pare că omenirea nu a învățat mai nimic sau nu a învățat îndeajuns din lecția trecutului. Eu cred că ceea ce faci tu de-a lungul fiecarei zile, printr-o activitate foarte susținută, nu doar în publicistică, ci și în mediile digitale, pentru că ești un om foarte prezent și pe Facebook și pe alte forme de comunicare online, e foarte important, fiindcă e o pledoarie pentru pace și toleranță, de care ne-am putea contamina. De ce nu? Dacă ne contaminăm atât de ușor de rău, de ce să nu ne lăsăm contaminați și de bine? Iată, ai tipărit de curând și un alt volum de poeme care este dedicat chiar acestei problematici a războiului, a iminenței răului, dincolo de conflictul real din zona în care trăiești, aproape de zona în care trăiești, Doamne ferește să nu vină și mai către voi și către noi implicit. Dincolo de acest conflict, acolo e vorba și despre răul iminent care există în om și pe care nici cei mai dotați intelectual dintre noi, să spunem, uneori nu și-l pot reprima. E adevărat. Am evoluat prea puțin. Vezi că tehnologiile sunt în stare să ne întreacă la un moment dat și nu știu în ce direcție o vor lua. Dacă se vor contamina de umanitate, să nu fie și ele la fel de destructive și autodestructive. Mă gândesc că omul nu este de oprit nici în sensul bun al cuvântului, nici în celălalt. Pentru că ori de câte ori merg, vin la Iași, mă uit la bisericile astea, atât de frumoase. Văd imaginile bisericilor distruse la câteva sute de kilometri. Și atunci mă gândesc, din Ucraina, unde din sunt Ucraina și biserici românești. Da. Erau atât de multe biserici românești cu preoți care slujeau în limba română. Și dacă deschizi acel ochi al minții, nu știu, acea sensibilitate pentru aproapele tău, îți poți imagina foarte ușor cum e să dormi cu copilul tău, să-i dorești noapte bună și această noapte să fie ultima și nu răpită de calamități naturale sau de ploi de meteoriți, ci de alți oameni. Ci de alți oameni care ar avea forța să oprească, de fapt, acest rău. Da.
Și da? Atunci, cum să zici de evoluție, dacă evoluția ne-a adus și ne-a readus la arme? Cum te-a condus acest rău din real către frumosul din poeme? Pentru că textele tale, chiar și cele care tematizează războiul, care se referă în mod concret la situații particulare de pe front, unele dintre ele ultramediatizate, au un frumos al lor, e un frumos lingvistic și am spus întotdeauna că literatura din Basarabia, da, literatura română din Basarabia are un plus al ei, pentru că e vorba acolo de particularitățile lexicale în primul rând și apoi de maniera de a le stiliza, care îi aparține sigur fiecărui poet în parte, da? Și dacă ne gândim, nu știu, la domnul Arcadie Suceveanu, pe care îl pot da drept exemplu pentru aceste jocuri de cuvinte foarte inspirate, revenim apoi la Radmila Popovici pentru a vedea că acolo e vorba despre o putere a femininului care nu se îngrădește, nu se ascunde, da? Nici măcar nu e vorba de gen, e vorba pur și simplu de faptul că feminitatea izbucnește din versurile tale ca o forță de sine stătătoare care luptă împotriva răului. Cum ți-ai constituit această cale? A fost dificil? A fost pur și simplu din interiorul tău? A fost ceva lăuntric? Păi nu am timp să mă gândesc la asta, dragă Livia, pentru că întotdeauna când începi să despici firul în patru, s-ar putea să nu ajungi, să nu ducă nicăieri acest fir al Ariadnei. E o stare atât de firească, atât a exprimării, cum spui tu, pe rețele, cât și în poezie. Dacă stau și mă gândesc, nu cred că e nevoie de prea multe ingrediente, pe lângă faptul că ai o sensibilitate la tot ce se întâmplă în jurul tău, o sensibilitate a cuvântului, pe care am moștenit-o de la tatăl meu în mod special, pentru că el era de asemenea poet. Simțirea lui, dacă nu a vrut niciodată să-i public cele câteva poeme foarte frumoase din punctul meu de vedere. Oricum știu că a fost omul care m-a apropiat de poezie, de această entitate care nu știu de unde vine. Poezie este ceva ca și fericirea, adică niciodată nu înțelegi când vine, cum să o stăpânești și îți dai seama că a fost atunci când timpul trece și tu o simți încă în celulele tale și pe celule file de hârtie. Pentru că ea are posibilitatea să trăiască mult timp după ce a fost eliberată, iar tu să fii doar un punct de trecere. Și atunci nu știi cum ai dus, cum... Eu am zis că o poezie bună, când a izbucnit din mine, a lăsat în urmă durere. Și o durere uneori chiar resimțită fizic. Deci da, ea nu se naște din nimic și nu se transformă în nimic dacă e poezie. Cred că acum înțeleg infinit mai bine ceea ce am citit. Relația cu tatăl tău, una fundamental modelatoare, este de fapt în spatele multor poeme. Este un dialog reprimat în multe dintre aceste texte, la care mărturisesc că m-am gândit de multe ori, da? Cunoscându-ți suferința pierderii și înțelegând-o pe deplin, dar cred că până la urmă poți regândi fundamental această relație, alcătuind un volum care să includă și acele poeme scrise de tatăl tău. Pentru că dacă ne uităm din nou în istorie, ce ar fi fost Kafka fără prietenul lui care să aleagă să nu-i ardă manuscrisele așa cum el ceruse, nu? Sigur, asta e o paranteză, dar într-adevăr, ceea ce este un artist la ordinea zilei, așa cum am aflat de la foarte mulți artiști invitați la seriile Filmului Românesc, este tributar modelelor și de cele mai multe ori am putut să văd zilele acestea și nu numai, că modelele sunt fundamental părinții. Toți artiștii care au reușit și care astăzi sunt, iată, de patrimoniu,
au avut un sprijin ferm, un sprijin constant și un sprijin onest în părinții lor. Da? Așadar, ne spui că și în cazul tău lucrurile au funcționat la fel. Dacă ne-am întoarce puțin în copilărie, Radmila, există acolo puncte de sprijin, amintiri pe care memoria afectivă să le răscolească mereu și să le reașeze în alte chipuri, în versurile tale? Aș vrea să spun că nici nu trebuie să mă întorc în trecut, pentru că acest trecut e atât de prezent. Uh-huh. Ori de câte ori mă ating de ceva, văd, de fapt, ce de unde am, ce m-a făcut să ajung unde am ajuns. Adică aceeași copilărie, aceleași sfaturi ale tatălui meu le aud acum mai bine, vocea lui îmi sună mai clar decât atunci când le pronunța. Și vocea lui s-a transformat acum în vocea ta, pe care eu o invit să ne citească, da, să dea glas câtorva texte din această, repet, foarte frumoasă antologie, care merită, sigur, și achiziționată, da, pentru că este într-adevăr o operă de artă în sine. Chiar mă gândesc ce poem aș alege care să corespundă dialogului nostru, pentru că este tatăl meu pe multe, multe dintre aceste pagini. Chiar, da, mai sensibilizat. Greierii țirei necontenit despre tine. Luna e tristă, pământul arde, pădurile gem, cad păsările ca pietrele, dar tu taci. Plouă de ieri noapte, albinele au aripile ude, picioarele stupilor se frâng unul câte unul putrezesc. Ai lăsat un cimitir de stupi acasă. Pomii așteaptă atingerile tale, dar tu taci. Numai mama te mai aude când topește ceara de două ori mai greu, de două ori mai îndelung, de două ori mai întunecată. Numai pe ea o strigi în somn. Numai cu ea vrei să adormi. În schimb, cerul s-a umplut de ochii tăi. Acei ochi albaștri, verzui, da, albaștri pe care i-am verzui. Văzut în unele fotografii, și care sunt, de fapt, o marcă înregistrată a familiei Popovici. Și când spun asta, cum o să vedem în continuare, mă mai refer la încă cineva. Dar până atunci să mai lăsăm puțin poezia să vorbească. Să o lăsăm să vorbească. Pentru că ai creat deja o stare de grație și nu aș vrea să ne îndepărtăm de ea. De la un timp Dumnezeu e tot mai curios. De câte ori mă vede, îmi face acel semn cunoscut numai nouă. Se apropie. Știe că-s supărată, că îmi poate sări țandără, că nu am chef de confidențe, că pur și simplu nu-l înțeleg. Totuși când traversez, îmi întinde mâna de parcă aș avea 5 ani în continuu. Mă așez intenționat pe bordură și el ia loc lângă mine. Surâde auzindu-mă cu: o, Doamne, tu pe bordură? Atunci simte că pot să-i spun ce și cum. Își împreunează brațele, privește înainte. Abia respiră să nu-mi atingă aerul. După o tăcere cât lumea șoptesc: lasă-mă să urc la tine. Nu poți, am coborât eu. Ce frumos! Mulțumim, Radmila, pentru această ascensiune, de fapt, pe care reușești de fiecare dată să o privești și invers, cu ochii sufletului, dublându-i cu ochii minții. E o conștiință vibrantă în fiecare vocabulă a Radmilei Popovici și cred că lucrurile se leagă foarte frumos, pentru că ai acest dar de a fi un foarte bun comunicator, da? Nu îți dorești în poezie să
spargi, nu știu ce, clișee lingvistice, lexicale, stilistice, etc., etc., cum ar spune criticii, ci ești tu însăți. Și asta e fundamental. Ești tu însăți, vorbești în egală măsură cu publicul elitist și vorbești în egală măsură cu omul simplu, pe care am de multe ori senzația că îl iubești mai mult, pentru că e mult mai autentic. Da? E adevărat și am încetat să invit la lansările mele de carte oameni care și așa știu ce este poezia, ce este literatura și o spun acolo unde știu ei mai bine, dar vreau întotdeauna să invit oamenii mai puțin apropiați de literatură, pentru că altfel cum? Pentru cine scriem? Pentru cercurile noastre mici, frumoase? Adică dacă vrei nu e nevoie să ne citim între noi, da, ci putem... Am găsit de asta, pentru că oricum ne citim și oricum avem să ne spunem multe. Dar acești oameni pentru care scriem, de fapt, nu vreau să-i lăsăm așa pe din afară și să considerăm că ei nu au... Să vezi ce interpretări exacte au atunci când citesc o carte. Chiar îi invit să citească din textele mele fără semne de punctuație și simt foarte bine unde să... își tragă aerul sau unde să se oprească. Și ca niște actori veritabili. Da, și atunci am zis, de ce noi iarăși facem aceste separări care nu duc la nimic bun și care nu ne fac nouă bine și nu le fac bine nici cititorilor pentru care scriem. Dimpotrivă, să-i implicăm, să-i aducem aproape și să le oferim microfoanele și camerele, pentru că și ei au nevoie să spună ceva și poate nu bănuiesc că au această fibră atât de sensibilă, pe cât nu le se oferă această șansă să-și o testeze, această sensibilitate. Da, iată, și... mărturisesc că e un adevăr foarte interesant, la care nu m-am gândit. Artiștii au această mare, cum să spun eu, reușita a lor, care e pur personală, de a nu gândi lumea segregată în categorii. Da. Cum nici pe oameni nu-i gândesc în categorii socioprofesionale. Și atunci, evident că nu mai au nevoie de construcții sistemice, ci pur și simplu de realitatea brută. Și evident că omul este în sine o realitate brută, care trebuie formată. Arta poate vindeca. Pentru că, iată, am vorbit despre volumul tău de poeme care tematizează războiul, dar nu l-am numit, și eu sunt Ucraina, manifest poetic, un text excepțional care a fost deja la târguri de carte, care s-a bucurat de atenția criticilor și a publicului. E, între altele, acolo o fibră a autorului care nu mai are nici sex feminin, nici sex masculin, ci care este pur și simplu o voce care protestează. Ai avut sentimentul că acest protest poate face lumea mai bună? Că arta vindecă? Am avut sentimentul că dacă tac și nu strig, mă sufoc și o să mă taxez și o să mă... autobiciuiesc mai mult, pentru că am avut un instrument, cuvântul, și nu l-am folosit împotriva răului care vine peste noi și vine cu o forță de nestabilit. Și dacă nu fac eu ceea ce pot să fac și nu face cel de alături și nu, cel puțin cu un gând să oprim, dacă nu putem prin strigătul nostru și prin alte... Nu să iau cuțitul să mă bat cu cel care vine cu cuțitul, dar cel puțin pot să pun poate corpul meu în față ca să-mi apere copilul. Adică asta ar fi metafora. Da, cumva această latură a maternității care, pe care o ai, da, și care îți poate da dreptul de a vorbi mult mai mult în numele vieții, ne arată și cât de mare este nevoia celor inocenți de a fi apărați de acest rău istoric, da? Și de fapt de un rău transistoric, pentru că el a existat dintotdeauna,
a fost dintotdeauna acolo, despre amenințare s-a vorbit mereu, iar acum când amenințarea este din ce în ce mai reală și bate la ușa tuturor popoarelor, nu doar aici, regional, lumea dă din umeri și preferă să trăiască în continuare plezirist, ca și cum ziua de mâine nu ar conta. Dar iată că vine poezia, vine arta și ne spune că ziua de mâine contează și depinde de noi cum o vom construi. Nu-i așa? E așa. Care a fost reacția publicului, dragă Radmila, la acest manifest poetic? Noi eram obișnuiți ca manifestele poetice să funcționeze ideologic, e adevărat, așa cum se întâmpla în avangarda europeană, dar de o vreme încoace n-am mai avut manifeste poetice. N-am mai avut generații în forță care să debuteze cu manifeste și deodată, iată, vine un om solar, blond cu ochii albaștri și scrie un manifest poetic. Reacțiile au fost așa cum sunt în fiecare zi în jurul nostru. Și pro, și au fost și oameni care s-au supărat de drăzneala aceasta. Că nu ai făcut armată să știi să vii cu această pancartă în fața noastră și să spui că tu știi mai bine ce e bine. Deci poezia ar fi trebuit întâi să facă armată sau galeră înainte să vorbească. Da. Da. Sau să aleagă acele expresii care să nu fie cumva amestecate cu expresia poetică. Pentru că ori faci un manifest real și nu atingi poezia, o lași deoparte, pentru că îi faci rău poeziei. În această antologie ai și texte din manifestul poetic? S-ar putea să am două. Eu le caut. Aș fi curioasă să ne citești și câteva texte din zona aceasta. Dar vreau să-ți spun, dragă Livia, că dincolo de reacții, dacă mă gândeam la reacții, nu mai făceam nimic niciodată. Am mers și merg în continuare în adevărul meu, prin această scurtă trecere pe această planetă atât de primitoare și pe care noi uităm uneori să-i mulțumim pentru miracolul că ne ține pe... Și unde este, de fapt, loc pentru toți. Da. Da? Ceea ce se uită prea des și ceea ce astăzi ne reamintim, pentru că, iată, și festivalul la care ești unul dintre invitații de onoare mereu, Serile Filmului Românesc, ne arată că e loc și pentru trecut și pentru prezent și pentru valori consfințite prin trecerea timpului, dar și pentru oamenii tineri care pășesc pe covorul roșu acum pentru prima oară cu emoție. Deci e loc pentru toată lumea. Arta este, de fapt, o pace a lumii. Și ar trebui să fie unificatoare. Eu sper că odată și odată, dacă nu copiii noștri și nu copiii copiilor noștri, totuși una dintre generațiile care trebuie să urmeze, pentru că sunt momente în care chiar mă sperie că s-ar putea ca cineva să aibă mâna foarte aproape de butonul care într-o clipă ar anihila munca atâtor oameni și atâtor minți și atâtor lumini. Și vreau să cred că acele generații vor uita, chiar vor șterge din tot ce înseamnă omul, dacă va mai fi om și nu va fi un fel de om-mașină, că și asta este o mare, eu nu aș spune că temere, dar necunoscutul întotdeauna ne-a făcut să ne fie teama de ce va urma. Dar acești oameni care peste foarte mult timp se vor bucura de viață, să nu mai cunoască cuvântul război, armă și ură. Dacă vor reuși să facă acest lucru, înseamnă că a meritat fiecare
lupta. Și fiecare pas făcut împotriva acestor forme de intoleranță între oameni, de fapt, care aduc moarte. E un pas de a stopa răul. Da? Sperăm. Să-i dăm cuvântul poeziei. Un copil se naște. O mamă moare de durere. Apoi ambii învie. Sorb unul din altul viață. Laptele mamei nu crede că pruncul ei într-o zi va ucide sau va fi ucis. Dacă ar ști laptele mamei despre alt fel de sânge, n-ar mai fi mame. Dar mamele nasc carne din carnea lor, sânge din sângele lor, într-o nemurire. Sau poate nu. Poate sunt femei alese să nască monștri, să crească monștri, să-i trimite la moarte. Poate laptele lor e negru? Și mai am un poem care ar încununa cumva discuția noastră, nu într-atât de solară cum ai definit. Și umbrele din discuția noastră. Da, și umbrele și chiar strigătul neauzit, dar gândit. Toți suntem niște ucigași. De la cei care ucid gâze și plante, până la cei care vor preface în praf planete, toți suntem niște bieți ucigași. De la prima mică trădare până la cea mai neașteptată de celălalt înjunghiere de la spate. Toți suntem niște ucigași din față, fașa, de la primul compromis până la prima promisiune nerespectată. Ucidem tot ce nu ni se supune, tot ce nu ni se aseamănă, tot ce ne provoacă durere sau prea multă fericire, în numele siguranței veșnic nesigure. Morții străini sunt doar niște numere. Morții apropiați sunt doar niște nume. Niciodată nu vom ști să iubim viața fără să urâm moartea pe care o grăbim în alții. Urâți-mă pentru adevăr. Loviți-mă pentru nesupunere. Omorâți-mă pentru demascare, dragi mari și mici ucigași. Eu nu recunosc iertarea. Iertarea e o despovărare, iar mie îmi plac poverile adevărate. Ador vânătăile pictate de ele pe umerii mei, albi și slabi. Arată ca niște crini pe mormântul veșnicului meu, tată. Nu mai plânge, fetițo. Iartă această lume de ucigași în care cineva a ales pentru tine să naști și să te naști. Să știi că Iașul este a doua mea casă și de la un timp mă simt mai acasă la Iași decât la Chișinău. Pentru că aici încă nu simt pe pielea mea coloana a cincea care s-a făcut tot mai resimțită în ultima vreme. De aceea mulțumesc Iașului că există și mulțumesc că contextul istoric a făcut posibilă trecerea acelui pod care, ziceam și în reconstituiri cu Ileana Popovici, prutul sângelui care apă nu se face. Să sperăm că sângele acesta nu se va face apă și vom rămâne pentru totdeauna împreună. Și să sperăm că nu va fi nevoie să se verse alt sânge, pentru că adevărul sângelui să fie cunoscut și acceptat de toți cei care ne privesc acum. Ce cuvinte, dacă ești poetă, nu puteai să o spui decât în felul acesta, atât de frumos, atât de învechite, aceste mâini care au împins ziduri de extaz în schimbul sărutului spinilor. Unde le sunt cocorii din osceare să le zboare deasupra sârmelor de telegraf? Prea multe amprente au risipit în numele chipurilor fără frunți,
dar iarba n-a încetat să răsare de jur împrejurul singurei linii a morții. Ah, mâinilor bătrânelor, mai ale lor decât ale mele, cămăși de noapte largi cât să încapă toate cele, o mie și una de eu, fără umbre. Umbrele nu știu carte, au însă caracter. Nu se lasă umbrite una de alta, sar coarda de argint, poartă cruci la gât și amulete. Umbrele duelează, fac șezători, au un ritual numai al lor în serile din afara cămășilor. Poate fugi cu ele, mă întrebau mâinile cu somnul între degete. Poate străbați văile să-ți cauți alt copac, o scorbură mai adâncă să-ți crești în taină crengile bolnave pentru sobele înghețaților de inimă. Sunt prea înrădăcinată, le-am răspuns, urmărind părul din oglinzile abia încărunțite.